Exercițiul de verificare a sistemelor de avertizare alarmare a populației a avut loc astăzi de la ora 10 în toată țara. Sirenele au emis semnalul alarmă la dezastre care presupune iminența producerii unor calamități cu impact major asupra comunităților. Reamintim cetățenilor că în prima zi de miercuri a fiecărei luni continuă exercițiile organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru testarea și verificarea sistemului de alarmare în situații de protecție civilă. Semnalul auzit astăzi a fost alarmă la dezastre, compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Exercițiul se desfășoară pentru antrenarea autorităților administrației publice locale, pentru verificarea sistemului de alarmare și, nu în ultimul rând, pentru pregătirea populației prin cunoașterea acestor semnale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că în țara noastră există 3 tipuri de alarme. Alarmă la dezastre, care presupune 5 sunete, prealarmă aeriană 3 sunete și alarmă aeriană 15 sunete. Înțeleg că veniți din muzeu, ați auzit sirenele care au sunat mai devreme? Da, dați eu, e prima dată în viața mea când aud așa ceva. Am 50 de ani. Și știți ce înseamnă? Pericol, cu tremuri, inundații, război și mai multe alte catastrofe naturale. La noi n-au fost niciodată inundații și nici nu vor fi, pentru că e prea mare, prea mică apa Buzoului pentru a face așa ceva. Poate la dumneavoastră aici cu Dunăre. Da, le-am auzit. Și știți pentru ce au sunat? Nu! Să avertizeze populația. Dar de ce? Dumneavoastră, știi cum se reacționează în caz de dezastre naturale? De dezastre naturale. Cu tremuri, inundații? Cu tremuri, dacă mă prinde în casă, știu că nu trebuie să ies pe scări, trebuie să stau la... Dacă ar fi? Iar pe stradă chiar nu știu. Sunt utile aceste alarme? Da, sunt. Ajută populația? Ajută, cei care pot să mai fugă, dar care nu pot să mai ies afară din casă, ce pot să facă? Prezentanții ISU au transmis și o serie de recomandări populației. Să respecte recomandările transmise la radio sau televizor de autorități. Dacă locuința este în pericol de a fi inundată, să decupleze întrerupătorul general de energie electrică, deconectând aparatele electrice și să întrerupă instalațiile de alimentare cu apă și gaze. Dacă este necesară autoevacuarea, să se deplaseze imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorități. Animalele și bunurile de valoare trebuie evacuate în locuri de refugiu dinainte stabilite. Dacă trebuie să-și părăsească locuința, să nu se deplaseze prin curenții de apă. Se evite deplasarea cu autoturismul în zona inundată. Dacă au fost surprinși de viitură, să urce către părțile superioare ale locuinței sau pe acoperiș până la sosirea echipajelor de intervenție. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis, începând cu luna august a anului trecut, să desfășoare în prima zi de miercuri în fiecare lună exerciții de alarmare care sunt destinate testării mijloacelor tehnice existente la nivel național și îmbunătățirii timpului de reacție al autorităților în situații speciale de urgență.